Circumstanțialul de mod, clasa a șasea, învățarea prin imaginație. Cum învăț eu? O întrebare al cărei răspuns este foarte important. Opriți resursa video și dezbateți. Într-o carte frumoasă de Nicolae Steinhardt, Primejdea mărturisirii, am descoperit un citat important. Sunt convins că anii de călătorie completează în mod minunat orice educație și lărgesc orizonturile spiritului și întreaga ființă, cel puțin tot atât de mult ca și studiile cele mai aplicate și mai susținute. Am încheiat citatul. Mi s-a părut foarte importantă ideea învățăm călătorind. Învățăm și călătorind. Descoperim împreună circumstanțialele de mod. Lucrăm intuitiv. Trenul înaintează pufăind. Călătorii au acces facil la internet. Aerul de epocă veche este așa de apreciat. Am înțeles cumva că trenurile nu trebuie să dispară, ci să fie rapid modernizate. Reținem. Circumstanțialul de mod arată felul cum se desfășoară o acțiune sau se manifestă o însușire. Răspunde la întrebările cum, în ce fel, în ce mod, în ce manieră. A acționat fără frică. Cum a acționat? Fără frică. E foarte important ca întrebarea să se adreseze complet pe lângă cuvântul determinat. Așa vorbește el. Cum vorbește? Așa. E așa corectă? În ce fel corectă? Așa. Are o haină prost croită. În ce mod croită? Prost. Realizările circumstanțialului de mod sunt prin grup format din prepoziție și nominal, exemple, prin formă verbală nepersonală, la infinitiv sau la gerunziu, prin adverb, vorbește frumos, cum vorbește frumos, atenție, adjectivul se transformă în adverb când determină un verb, și prin interjecție. Atenție! Circumstanțial de mod sau complement circumstanțial de mod? Circumstanțialul de mod este un component facultativ al enunțului din punct de vedere sintactic. Deci poate să dispară, fără ca sensul să fie afectat. A vorbit. A vorbit cu emoție. Când este un component obligatoriu, este numit complement circumstanțial de mod. Se comportă bine. Nu putem spune doar se comportă. Exerciții. Alte exerciții. Analizați circumstanțialele de mod. Copiii înaintau cu grijă pentru a nu călca brândușele de toamnă. Ei procedau ca dumnealui. Călăuza le explicase așa că toți doreau cu ardoare să ocrotească viața în formele ei diverse. În iarbă, ascunse bine, erau niște ciuperci. Fără a le călca, toți au ajuns în poienița, străjuită atent de brazii impunători. Opriți resursa video cât lucrați. Observați câteva circumstanțiale de mod pe care vi le-am evidențiat. Continuați, mai aveți de descoperit încă trei. Rezolvare. Faceți verificarea cu maculatorul. Vă propun și o autoevaluare. În stânga am creat un text. Bunicii s-au născut într-un timp când se circula bine cu căruța. Aveau una mare, trasă ușor de un cal alb. L-am prins și eu trăgând iute, când mergeau trop-trop la târg să ne cumpere haine noi. Roibul alerga bocănind și aveam inima atât de plină.
Timpul de acum diferă mult de acela, însă am învățat că, fără a prețui trecutul, nu respectăm nimic. În dreapta aveți cele trei cerințe. Opriți resursa video cât timp lucrați. Răspunsuri. Mulțumesc!